Vom citi astăzi o fabulă de Nicolae T. Orășanu, Melcul și Cioara. Bună ziua, melculeț, zise Cioara cu dispreț unui melc ce, cocoțat pe un arbore înalt, sta lipit de o frunzișoară și cu coarnele afară. Rugu-te, spune-mi și mie, prin ce mare maestrie te-ai urcat aici sus? Tu, ce până ieri, frățioare, erai călcat în picioare și astăzi unde ai ajuns? Melcul râse cu ironie de aciori nerozie și acest răspuns i-a dat. Ca mulți oameni ce în lume au ajuns a-și face nume, m-am târât...